masă. Nu, e exact aceeași masă la care tatăl i-a învățit cu acolo 7 ani. Unde ai ieșit la... Mai exact aici, domnul. Ai ieșit de stat? Da. Ești, e gazda mai multe. Și spunea o mea, băi, păi se distruiește, bă, ce nevasta a mea. Da, ce vrem, băi. Mă, am eu nevoie de... Bun, arăta mai veste președintele PNL în timpul ăla decât... Cum? Arătați mai vesel în postrele astea cu 7 ani, cu Băsescu la masa asta. Să nu crezi că... unele lucruri de fapt la lucru că trebuie să rezolvă niște situații. Asociația Comunii Electorale. Ați vă duceți aminte, bă. Asta e mai ceva decât ți-a semnat cu zilele copilor, nu? Zilele copilor nu s-a semnat nimic. Cea mai mare pierdere pentru ori, pentru copilul sub prefect. Dar v-ați urat acolo. Largă la fiecare partid cu domnul și nu se merg la unde. Sunt în 4 ori. Am văzut cu înființarea Uniunea Socială Liberală Democrată. Uniunea Socială Liberală. Cred că a venit, a început sfârșitul dictatorii Băsescene, a început sfârșitul unui guvern cu tendințe totalitare. Cred sincer în această uniune că este singura alternativă pentru a reda, dacă vreți, libertatea, pentru a reda verticalitatea poporului român, care a fost îngenunchiat de acest guvern, dacă vreți, ticăloșit, așa cum place președintele să spună despre alții. Asta la nivel general. La nivel teritorial, de filial, vreau să vă spun și să afirm față de colegii de alianță, care au o experiență destul de vastă în spate, că Partidul Conservator este un partid la nivel județean, viu, activ și va fi la fel de dinamic și în perspectivă. Chiar mult mai dinamic decât în momentul ăsta. Vrem ca în 2012 să li se recunoască meritele, să li se spună că într-adevăr am fost alături de dumneavoastră și că n-am prevalat de faptul că dumneavoastră au muncit și noi venim să culegem oare și ce roate. Nu s-a făcut această uniune pentru un câștig politic neapărat, ci s-a făcut pentru binele poporului. Deci este o înființare a Uniunii Social-Liberale ca o consecință firească, dacă vreți, a doranței sau doranțelor poporului român, care nu mai suportă această dictatură. Sunt convins, dumneavoastră știți că 90% din populația țării nu mai dorește să suporte acest regim de teroare. Este vorba de semna la protocolul la nivel județean între Partidul Social Democrat și Alianța de Centru Dreapta. Poate este cel mai important eveniment, cel puțin la început de an, politic la nivel de județ. Odată statuată această uniune, ne-am propus, așa cum spuneau și colegii mei, lucruri mari, să debarcăm actuala guvernare, nu numai pentru un vot negativ al populației, și să ne constituim într-adevăr o alternativă reală, credibilă, pentru că numai așa reușim să avem un suport bun. Sigur, vorbim de o guvernare în care încrederea populației din sondajele din ultimele două luni se află la 10%, atât vreau Băsescu cât și Boc. 90% din populația țării spune că România se îndreaptă într-o direcție greșită cu actuala guvernare și așa cum spun analiștii politici și economici, dacă vreți, indiferent ce ar face acest guvern, nu mai este credibil. Și probabil că cu acest prim-ministru și probabil că nici un alt prim-ministru, această alianță creată între PDL, UDMR și UNEPR deja
credibilitatea a scăzut la maxim. Mai este o problemă. Cel mai important și cel mai periculos pentru mine și la nivel de județul, nu m-ați întrebat, dar vreau să vă spun că, până la urmă, este acest UNEPR, acest partid, care, după părerea mea, nu ar, numai că nu iasă la suprață, nu numai că nu vin cu declarații, dar sunt niște declarații de toată ipocrizia. De ce îi blamează în Uniunea pentru România? Ce au făcut sau ce fac? Că sunt de acord, asta vă să spună că sunt de acord cu tâmpenile. Și în primul rând trebuie să te gândești foarte bine cum și ce, ce vor face. Deci eu sunt sigur că UNEPR va fi de fapt ori o aviază, ori dacă nu va fi absorbit de către PDL. Dar nu se poate cumva. Și dacă sondajele opinie cele mai optimiste, aici este problema și zic că se va demonstra ceea ce spun eu maxim, zic, într-o lună jumate. Pentru că parlamentarii PD, vezi că nu zilele ora ne-a spus eu, PD, parlamentarii PD își vor da seama că vor pierde mulți locuri și trebuie să facă locuri, loc și UNEPR-ului. Și atunci s-ar putea să fie o mișcare și alți nemulțumiți pe care, bineînțeles, prin schimbarea prim-ministrului sau prin schimbarea ce se întâmplă la guvernare, își vor face socotări. Și atunci se va vorbi de la om la om și eu zic că schimbările totuși vor fi.